Bună tuturor! Bun venit pe acest canal de YouTube! În filmulețul de azi vreau să vă spun și să vă arăt despre mentă, acea plantă plăcut mirositoare, extrem de cunoscută pentru beneficiile sale. Am cules mentă. Menta este una dintre cele mai vechi plante în Europa folosite în medicină. Ajută la multe probleme de sănătate, începând de la dureri musculare și diminuarea alergiilor până la probleme digestive și de energie. Menta se culege pe timp însorit și călduros, fără vânt, rouă sau ceață, între orele 10 și 14, iar frunzele trebuie să fie zvântate pentru a avea conținutul maxim în ulei volatil. Este bine ca menta să fie uscată natural la umbră pe o perioadă de 5-6 zile, apoi se pune în pungi de hârtie, să culeți de pânză sau cutii de carton și se păstrează în locuri curate, uscate și bine aerisite. Menta se folosește în răceală, sinuzită, tuse, azm, gripă, diaree, stări febrile de origine gastrică, indigestie, stimulează secreția bilei, oboseală mentală, stres. Menta susține o bună digestie, contribuie la o funcționare normală a tractului intestinal. Din mentă putem să facem ceaiuri, siropuri, dulceață, lichiori, tincturi, uleiuri esențiale. Ceaiul de mentă poate fi folosit și ca apă de gură, tratează aftele și reduce senzația de greață. Se pune o mână de frunze într-un castron cu apă fierbinte, aburul se inhalează sau se răcește preparatul și se folosește ca apă de gură. Astăzi am să vă arăt cum putem să facem lichior din frunze de mentă. Ca să facem acest lichior natural din mentă, avem nevoie de un borcan, 150 g mentă curățată, spălată și uscată bine, o lămâie tăiată felii, 200 g zahăr sau miere și un litru țuică de casă, dar se poate face și cu vodcă. Frunzele de mentă sau menta întreagă se rupe cu mâna, nu foarte mărunt, și se pune în borcan. Apoi feliile de lămâie. Zahărul din nou frunze de mentă Apoi se pune țuica. Dacă dorim, putem să punem și 4 cuișoare. Ca să scoatem golurile de aer, apăsăm bine cu o lingură frunzele. Se pune capacul și se păstrează în cămară timp de 14 zile. În această perioadă se agită borcanul zilnic. Să se amestece ingredientele. După 2 săptămâni, strecurăm lichiorul și îl punem în sticlă, apoi îl ținem la rece. Lichiorul meu este gata strecurat și pus în sticlă.
Culoarea este mai deschisă, nu este verde închis, dar așa trebuie să arate un lichior natural făcut în casă, fără coloranți alimentari. Pentru că eu fac în fiecare an foarte multe produse naturale în casă, obișnuiesc să etichetez fiecare borcanel, borcan, sticluță, sticlă în parte, ca atunci când doresc sau am nevoie să consum ceva anume, la orice oră din zi sau din noapte, să știu exact unde și cum le găsesc pe raft. Acest lichior este fin și aromat. Dacă bem câte un păhărel după mesele principale, ne va ajuta foarte mult la digestie. Cel mai plăcut lucru vara este să servim un pahar cu licoare rece făcută în casă. Cu voi a fost Mihaela. Dacă vă plac rețetele, sfaturile mele naturiste, dați un like și abonați-vă la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc că m-ați urmărit!